Potrivit informațiilor Direcției pentru Agricultură, județul Maramureș are o suprafață agricolă de peste 305.000 de hectare, din care arabile sunt mai bine de 81.000 de hectare. În toamna lui 2016, în sămânțări de toamnă, s-au făcut pe aproape 6.500 de hectare. Maramureșenii au pus în special grâu, secară, titricale, orz, orzoaică de toamnă și rapiță de toamnă. În sămânțări de primăvară s-au făcut pe mai bine de 40.500 de hectare. Cantități însemnate de teren au fost ocupate cu porum, cartofi și floarea soarelui. De asemenea, suprafețe importante de teren au fost rezervate solarilor, legumelor de câmp și anualelor pentru fân și masă verde. 2017 a fost un an bun din punct de vedere agricol, recoltele depășindu-le pe cele din anii anteriori. Totuși, datele Direcției pentru Agricultură mai arată că anul acesta au rămas neînsămânțate aproape 5900 de hectare.